Salut! În următorul videoclip vreau să vă prezint consola Xbox One S conectată la un monitor 32 de țoli. Monitorul se numește PIC LED Monitor PMU S320i QC. Monitor IPS, deci 32 de țoli. Rezoluția nici nu știu, nu m-am uitat aici pe manualul de utilizare, încă mai am aici A, nu-i A+, e A, 50 kW pe an la un așa, la un consum, să zic, dacă ai 50 de kW, dar dacă folosești monitorul cam 4 ore pe zi. Monitorul arată foarte fain, e slick, uitați, aluminiu, frumos. Chiar îmi place. Nici nu prea vezi că are margini foarte, uite, jumătate de centimetru. Are mai multe reglări acolo de imagine din spate pentru FPS, pentru game, pentru nu știu, dar nu pot să umblu acum în spate și nici nu pot să vă arăt eu pe Xbox să joc, că sunt cu camera în mână. Vedeți, eu în spate mai am un televizor și acolo un Xbox One. Dar ăsta e mobil, l-am făcut așa să vă arăt pe masă, uite, pe o măsuță care e mobilă. Prins așa frumos Xbox One S, All Digital Edition. Și atunci măsuța e mobilă, pe cum vedeți. Vă arăt și din spate cum, dacă se vede, uite, cablurile. Eu le-am prins cât de cât ca să fie stabile. Așa arată din spate monitorul. Și așa arată el monitorul de gros, uite, cât e de gros. Subțire, nu? Na. Încă o dată, fraților, ca alternativă la televizor, puteți folosi și un monitor. Eu am avut opțiunea să cumpăr un monitor de 27 sau 32 de țoli, dar la ăsta a fost reducere și l-am luat ăsta de 32 de țoli. Bineînțeles, are audio anschluss, pentru că trebuie să ți, adică mufă jack, să auzi sunetul prin mufă sau prin difuzoare. Dar alternativă foarte bună la un televizor. Încă o dată, îmi pare rău că nu am putut să vă arăt setările alea de imagine care sunt pentru ăla, cum să spun, pentru joc, pentru film, pentru nu știu ce. Eu zic că per ansamblu arată fain, e cool, consumă puțin, nu de căldură ca un televizor, normal. Nu aveam unde să mai pun un televizor, am vrut să-mi cumpăr un fir key din ăla nou, am 3 televizoare deja, nu am, nu mai am unde să le pun și ăsta, nu știu cum am să jongleze și cu spațiu. Dar dacă recomand sau nu, rămâne la atitudinea dumneavoastră, la bugetul pe care îl aveți, siguranță că vi-l recomand și mi-aș dori să-l aveți și voi. Deci se poate juca Xbox One S pe monitor 32 de țoli. Încă o dată pun camera să vedeți monitorul de la PIC, chiar acum l-am cumpărat. Merci, thumbs up, subscribe și pe videoclipul următor, ciao!